În biserica intrarea Domnului în Ierusalim, Ciocaboca, Șcheia, protopopiatul Treiaș, județul Iași, a fost oficiată vineri 11 august 2023, taina Sfântului Maslu. Slujba a fost săvârșită de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Alături de părintele stareț a mai slujit un sobor de preot și un diacon. Înainte de începerea slujbei, corul de tineret Sfântul Ierarh Nicolae al parohiei Băcui Patele a interpretat câteva cântări religioase. Și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Numeroși credincioși din mai multe localități din jurul satului Ciocaboca s-au rugat împreună la acest moment duhovnicesc. De asemenea, autoritățile locale din comunele învecinate au onorat cu prezența la slujba misionară. Ușurează-le durerile, izgonește-le nevoile și risipește-le cazurile ca milostiv și dura. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Să cuvinte tare de păcate și părăsăția cea de cuvință lui Mănase, Cristul și pe roba ta, Sfântul Cronela și cei care sunt de față, dar să nu vreți în Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul. Taina Sfântului Maslu a fost urmată de sfințirea unui set de sfinte vase, a unui chivot și a unei sfinte evanghelii, oferite în dar locașului de închinăciune din Ciocaboca de părintele stareț Nicodim Gheorghiță. Pentru aceea, acum cu meniții pe Dumnezeu, caută cu milă la rugăciunea noastră, la vasul acesta ce s-a făcut în slavă ta, trimite asupra lui, binecuvântarea ta cerească. Binecuvintează, Împărăție, Sfințești, să fie vrednic locaș și mărunți cu noi. Se sfințește chivotul acesta cu harul preasfântului Duh prin slăbirea cu aceasta presfințită. Cu milostivire este rugăciunea noastră, privește și trimite binecuvântarea ta cea cerească peste lingurița aceasta și o binecuvintează și o sfințește pe ea. Predica de la finalul slujbei a fost ținută de către părintele Florin Buțincu de la parohia Brustureț, Mironeasa, protopopiatul Treiași. Dragii mei, Hristos închid nevăzut, prin însăși cuvântul său, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu, este și în această seară binecuvântat în mijlocul nostru, la taina Sfântului Maslu pe care am săvârșit-o aici, în această biserică, și ne așteaptă pe fiecare dintre noi să ne pregătim. Să vă întărească Bunul Dumnezeu și Maica Domnului și să vă ajute ca în acest post, care încă nu s-a terminat, să vă purtați și să vă căutați de suflet așa cum se cuvine, pentru ca să vă apropiați de Sfântul și Dumnezeiascul trup și sânge al Mântuitorului Hristos cu credință, cu dreptate, dar și cu frică de Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. În continuare, arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a exprimat bucuria pentru că a revenit în biserica intrarea Domnului în Ierusalim din Ciocaboca pentru a sluji și pentru a încuraja comunitatea parohială în eforturile de a finaliza lucrările de construcție. Însă, iată că a salut Dumnezeu de când am fost îndemult cu blagoslovenia Părintului Paroh, l-am sunat, simțeam așa un stare de conștiință, fiindcă câțiva ani în urmă vorbeam cu fiul meu duhovnicesc, domnul inginer, domnul primar, pe vremea aceea, despre locul acesta, cum ar trebui făcut, cum ar trebui ridicată această biserică. De altfel, Dumnezeu m-a blagoslovit cu fii duhovnicești foarte buni, care trebuie să recunosc că sunt dragi sufletului meu. Și oriunde au pășit, au lăsat un loc de bună ziua. Și Dumnezeu a lucrat frumos prin ei, prin toți. A fost propunerea mea și mărturisesc că mă căiesc, că trebuia să vin mai demult. Și de când am fost câteva zile în urmă, nu mai am pace. N-am mai avut liniște. Să revin din nou, am făcut un apel la fiii mei duhovnicești, la credința dumnealor, dar și în ultimul rând ați observat bine frumos. Au venit în șir mașini cu credincioși din
puștița care de fiecare dată, Părinte, care îți mulțumesc personal, n-am nimic cu Sfinția ta, frumos, frumos gest și plăcut înaintea lui Dumnezeu, să vă urmeze credincioși oriunde. Și mai cu seamă, cu toți avem nevoie de această mare binecuvântare, de această taină a Sfântului Maslu, și nu numai dumneavoastră, dar locul acesta are o mare nevoie de această mare binecuvântare, această bisericuță care prin ruga din seara aceasta, rugăciunea Sfântul Maslu, rugăciune a părinți slujitori din preună rugători, a dumneavoastră, cred că v-am sensibilizat oarecum, cu siguranță, pe unii dintre dumneavoastră. Dacă dumneavoastră credeți că Maica Domnului merită să se rușească în această biserică care arată cum arată, mă plec în fața dumneavoastră în cele tare. Am venit să vă dau un impuls, dar nu dumneavoastră să vă poruncesc, ci începând de la mine. În timp o să trimiteți sub Părintele o mic ajutor să putem tempi această biserică. Pardoseala, i-am promis Părinte deja, poate să vină să o ia totul din biserică, tencuiala, și apoi ce mai urmează? Am înțeles că catapeteasma, altarul, care va fi gata în septembrie, nu obligăm pe nimeni, noi de ce l-am chemat pe fratele Constantin, care lucrează Dumnezeu prin dumnealui, care e frumos și plăcut lucru face, promovând lăcașul de cult, biserica noastră, Mamă Ortodoxă și, în ultimul rând, Mănăstirea Hademba, și promovând acest loc și munca Părintului Marius o să ușurăm, deși Părintele Marius este pus de ascultare aici, și domnul inginer, sunt să-i mulțumesc pe urmă duhovnicesc care s-a implicat foarte mult aici, atât la autorizație și nu numai la autorizație, știe mai ca Domnului ce face și domnul primar și domnul inginer, așa sunt foarte bucuros sufletește că vă văd atât de mult v-a adus Maica Domnului. Trebuie să ne păstrăm dreapta credință, ne rădăcim Sfânta Scriptură, să nu ne abatem de la dreapta credință, să nu judecăm pe nimeni, Dumnezeu va judeca pe fiecare. Frățile voastre ați fost încreștinați, botezați în numele Preasfintei Trăimi, să muriți creștini ortodoși. Ortodox înseamnă adevărata, dreapta credință. Așa că orice credință în afară de Biserica Ortodoxă este rătăcită. Să nu rătăcim neștiind Scripturile. Tot timpul să ținem legătura cu Biserica, cu păstorul Bisericii și să încercăm să fim în slujba lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi vom da răspuns viața, în viață ce am făcut. Așa că veți avea și veți intra în casă nezidită de mână omenească atât timp cât veți da puținul dumneavoastră la o bisericuță unde se rășește Duhul lui Dumnezeu. Unde vă rugați, unde se săvârșește Sfânta Liturghie. Eu așa cam, cum vedeți aici, mă uitam acum 34 de ani în bolta bisericii când ploua. Spuneam, sus avem inimile și nu mai puteam opri de plâns. Așa era starea mănăstirea. Nu se poate așa. În genunchi mă voi pune și locul ăsta se va ridica. Și am să mă duc la inimă bună, la sfârșit curat. Și am să-i spun să pun aici un cui, un dar, să putem să sfințim această biserică, să-l sprijinim pe Părintele Parol. Vă fericit pe cucernice, fiindcă a sunut păclia Lumina Hristos vie în acest loc și ați avut grijă de această comunitate de creștini noștri ortodoși și ați făcut Sfânta Liturghie, să ați fost prezent în mijlocul poporului, fiindcă se cunoaște că ați fost prezent în mijlocul poporului. Cu darul Maicii Domnului v-a sosit un clopot aici să vestească, veniți creștini la rugăciune.
Rog pe Bunul Dumnezeu, Preacurata Maică lui Dumnezeu, să-mi întreagă cu vederea puțină rugăciunea noastră din această seară binecuvântată și să blagoslovească Maicuța Domnului locul acesta. Părintele paroh Marius Nica a mulțumit Părintelui Stareț pentru că a slujit în biserica din Cioca Boca, precum și tuturor celor care au susținut și susțin lucrările la Sfântul Locaș. Mă simt că Dumnezeu și-a pogorât mila mai mult decât merit pentru ceea ce s-a întâmplat. Acest har al lui Dumnezeu pe care sper să îl fi simțit și dumneavoastră și prin prezența Părintelui nostru, Părintele nostru Stareț, Arhimandritul Nicodim, căruia îi fac o confidență acum și dacă oarecum, să zicem, am mai rămas aici în comunitatea aceasta, fiind din zona Bacăului, este, am de fapt două persoane pentru care am rămas mai mult decât pot spune, pentru tot sprijinul de care pe care l-am simțit din partea Părintelui, pentru că este o dragoste pe care, nu știu dacă ați observat dumneavoastră și cred că ați observat, bine ar fi ca toate mănăstirile să aibă relație cu preoții de mir, cum are Părintele Stareț și cum are grijă de noi. Deci pur și simplu a avut grijă de noi în acești ani. A doua persoană este domnul inginer Costărnac și cu doamnul Viorica. Vă mulțumesc tuturor celor care ați venit astăzi, pentru că este chiar un moment istoric pentru mine personal, cel puțin, și cred și pentru această comunitate. N-am avut în această comunitate, de mult putem spune, cel puțin asemenea anvergură a rugăciunilor și prezența aceasta a atâtor preoți, atâtor oameni importanți pe care Părintele Stareț i-a adus după Dumnezeu. I-a adus prin Maica Domnului pe care o iubește și noi o iubim. Și poate acest de aceea ne leagă Dumnezeu. Maica Domnului este cea care ne leagă și avem acest suflet și îl simt pe Părintele că este cu adevărat mai mult decât un prieten, mai mult decât un tată, mai mult decât un părinte. Mulțumim Domnului Primar că sunteți alături de noi și după puterea dumneavoastră ne ajutați așa cum se poate și nu ne-ați lăsat și ne-ați răspuns de fiecare dată când am avut nevoie. Vă mulțumim. Nu în ultimul rând mulțumesc Doamnei Primar, doamna Curcudel și domnului Dumitru, domnului Vice. Îi mulțumesc pentru că ne-a ajutat și ne ajută de fiecare dată. Sunt oameni care nu avem nicio obligație, dar de fiecare dată cu tot dragul ne ajută și le mulțumim pe această cale. Mulțumim de asemenea tuturor celor care sunteți aici. Încă o dată repet pe domnul inginer, Costărnac și doamna Viorica, care au contribuit aici și să vă dea Dumnezeu să simțiți această bucurie, care eu o spun nevrednicia mea și nu mă simt vrednic, încă nu mă simt vrednic pentru ceea ce am primit. Vă mulțumesc încă o dată, Părinte, că mi-ați dat această bucurie după 25 de ani aproape de preoție, care poate l-a mai trăit la Hirotonie. Enoriașii din Cioca Boca au primit din partea Părintului Stareț Nicodim câte o icoană, iar apoi au fost miruiți. În așezământul social filantropic a fost oferită o agapă frățească prin dragostea familiei Postărna, Costică și Viorica din Ipatele și prin efortul familiei Gorongea, Constantin și Maria din Iași. Piatra de temelie a bisericii din Cioca Boca a fost pusă în anul 1998 de către înalt preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în vremea slujirii ca episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor. Din anul 2022, pe locul vechiului paraclis, a fost ridicat actualul locaj de închinăciune. De asemenea, s-a construit un așezământ social filantropic în care sunt derulate numeroase activități cu tinerii și cu enoriașii parohiei. În localitatea Cioca Boca locuiesc 140 de familii, 70 dintre acestea fiind ortodoxe. Biserica, aflată în construcție, mai are nevoie de sprijin din partea celor ce doresc să-și înveșnicească sufletul prin a se înscrie în rând. Ctitorilor.